Cornel Dinu, fără secrete la 40 de întrebări cu Denise Rifai. Dezvăluiri despre fiul lui adoptat. Cornel Dinu a vorbit despre fiul lui adoptat, Corneluș, la emisiunea Denisei Rifai. Cornel Dinu, fostul jucător și antrenor de fotbal, a fost invitatul de marți seara, 29 iunie, al emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai. Fostul antrenor și soția lui, Silvia Dinu, au un băiat înfiat, pe nume Corneluș. Întrebat cum a decis să înfieze un copil, Cornel Dinu i-a oferit un răspuns emoționant jurnalistei Denisei Rifai. A fost o decizie a mea și a soției. Soarta nu este mereu darnica cu toată lumea. Între noi mai erau și scantei, fa legatura între un leu și un berbec. Interesant e că ne-am dorit un copil. Iar soția mea răspundea și de spitalul Gr. Alexandrescu, era sefa serviciului juridic la Filantropia și răspundea și de celebrul camin de la Arcul de Triunf. Mi-a zis de multe ori să avem și noi un copil și în 90, înainte de accidentul din Italia, am ajuns acasă și am văzut un copil micut. Avea 2 ani, îl luase. Mi-a spus că luni trebuia să îl ducem înapoi, era perioada când multiparintii si dădeau copiii spre adopție. I-am spus că dacă l-am luat, nu îl mai ducem înapoi, a declarat Cornel Dinu, în cadrul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai. Cornel Dinu, declarații despre dependența de alcool. Cornel Dinu a făcut declarații sincere despre un subiect controversat din viața lui, mai exact dependența de alcool. Fostul antrenor a mărturisit că au existat două momente când a exagerat cu alcoolul. Însă niciodată nu a exagerat sau să fie vorba despre o dependență. Cred că de două ori în viață, au fost exagerări foarte mari. Nu aveam când să bem damigene, canistre. Mai era câteodată liber și aveam un anturaj de oameni deosebiți, majoritatea nu mai sunt printre noi, dar nu am băut cantități industriale. Era un acompaniament la masă, discuția era ornată și cu vin, dar în niciun caz nu am ajuns la momente dramatice. E adevărat că după ceva timp organismul era slabit, dar nu din cauza alcoolului, ci din cauza unor ajutatori pe care mi i-au dat doctorii. Mi-a dat un doctor o pastiluta. Am luat-o și apoi am cazut pe gazon. Cred că în 83 am avut niște date medicale care m-au pus pe ganduri, nu că eram dependent de alcool. Aș vrea și acum, dar mi-am băut cantitatea, a declarat Cornel Dinu.